Comisia de disciplină a FRF a anunțat miercuri etapele de suspendare ale jucătorilor eliminați în partida ASEA Pandurii Târgu Jiu. Astfel, Marius Constantin și Voiculeț vor sta câte 3 etape, Ramiro Coșta 2 etape, iar Țucudean o singură etapă. Jucătorii echipei ASEA Târgu Mureș, Marius Constantin și Claudiu Voiculeț, au fost suspendați câte 3 jocuri de către Comisia de Disciplină a FRF pentru eliminările din meciul cu Pandurii Târgu Jiu, în timp ce Ramiro Coșta, eliminat în același joc, a fost suspendat 2 etape. Constantin și Voiculeț au primit și penalitate sportivă de câte 5.000 de lei, în timp ce Coșta de 3.000 de lei. George Țucudean, eliminat în același joc, a primit o suspendare de un meci și o penalitate de 740 de lei. Formația Pandurii Târgu Jiu a învins luni seara în deplasare cu scorul de 2-0 echipa ASEA Târgu Mureș în ultimul meci al primei etape a play-off-ului Ligii 1, în care arbitrul Sebastian Colțescu a eliminat 4 jucători de la gazde. Atacantul George Țucudean de la ASEA Târgu Mureș a primit 2 cartonașe galbene în 2 minute, după faulturi la Vasco Fernandez și Grecu, și a fost eliminat în minutul 31. Fundașul Constantin a fost eliminat direct în minutul 65, după un fault dur asupra lui Ungurușan. Inițial, arbitrul Sebastian Colțescu îi acordase doar cartonașul galben, dar a revenit asupra deciziei după ce și-a dat seama de gravitatea intrării fundașului de la Târgu Mureș. În minutul 82, Claudiu Voiculeț a primit direct cartonașul roșu pentru o intrare dură asupra lui Ropotan. Atacantul Ramiro Coșta a fost și el eliminat direct în minutul 84 pentru un fault asupra lui Ciucur.